Bună seara Budapesta, bună seara Mirc. Eu sunt Teo și voi vă uitați la Nimic Nou, episodul 7. E momentul să răspundem unui alt porcușor neprietenos. Săptămâna asta îl avem pe omul nostru Stuart Dow, care a dat-o atât de explicit încât am simțit nevoia să-i înflorim puțin comentariul. Mikey Hash, pe bune, mâine poimine Radul Ghiocel pe lalea de narcisă, în timp ce Mikey și Teo îl păpădie în zambilă simultan. Trandafir, Radu, trandafir, Teo, Mikey Hash, lalea și restul. V-ați vândut urât. Trandafir. Bre, am fi vrut noi să ne vindem, că facem treaba asta gratis. Nu știu dacă știi, dar like nu înseamnă bani și n-am idee cât îți plătești tu abonamentul la YouTube. Hai să vezi cum o să arate emisiunea asta când o să ne vindem. Salut! Eu sunt Teo! Voi vă uitați la Nimic Nou! Suntem pe internet! Ăsta e episodul cu pisicuțe! Uite la pisicuța, uite la pisicuța asta! Uite câte pisicuțe sunt! E o avalanșă de pisicuțe! Oamenii din Roșia Montana nu-și doresc decât să muncească. Internet! Următoarea bucată o să doară, dar cineva trebuie să o facă. Am găsit pe YouTube, într-o mare de Mihăiți din Berceni și Dani B, un personaj care plutește la suprafață ca bucățile alea maro și misterioase din apă de la Eforie Sud. Mircea Chițune îl cheamă și arată ca avortonul din flori al Marioarei Murărescu cu geaba de hat. Probabil că știți primele simptome ale ciumei umane care este Mirciurica. A căzut Băsescu! A căzut Băsescu! A căzut Traian Băsescu! A căzut Traian Băsescu! Ce a zăzut e doar vârful furuncului care este Chițune. Faptul că el arată ca un salvamar dat prin cocă și apoi pus la dospit e cea mai mică din problemele lui Mircea. De exemplu, principala lui ocupație e să-i facă glume foarte proaste lui Zube, bătrânul lui bunic care pare tot timpul la o scurtă bășină distanță de moarte. Nu știe de ce curge apă de sus. Nu știe de ce curge apă. Destul, cred că s-a prins. I-am pierdut chiloței! Hai, mă, lasă-mă, Dumnezeule. Dorm și eu un pic și vii și prostă stai. Scurmând în continuare în troaca pe care Mircea o numește viață, aflăm și alte detalii tulburătoare care violează demnitatea umană. Știați că tipul e brownie? Adică face parte dintr-un grup de băieți fascinați de My Little Pony. Uite-l cum se bucură la jucării roz ca arșinel la organe interne. Nu e fix din generația 4-a la care e mod acum pe net, dar e foarte aproape, arată bine. Yes! Yes! Scuze, da! e foarte tare că m-am găsit asta și caut de mult una de asta mai mare. Ca să-mi pun pe birou aici. Mă gândesc că se facă despachetare în curând. Hai să zicem că gusturile nu se discută. Unora le place aeromodelismul, nouă ne place salata de vinete. Cine suntem noi să judecăm? Bă, da, Chițune nu-ți lasă nicio șansă să-l placi. Știți care e altă pasiune de-a lui? Vorafilia, care este, sunteți gata? Fetișul sexual de a fi mâncat, digerat și apoi căcat de diverse creaturi. Oh my god! Nice to meet you. Hey, come a bit closer. Okay. What are you doing? Hey, let go! Let go! What's happening here? What is this? Oh my god, no! Oh my god, this can't be possible! Oh my god! Apropo de jeguri, uite un clip la care o să te gândești sigur data viitoare când mergi cu transportul în comun. Hai să revenim un pic la chestia asta. Asta-i frica de turgea! Asta-i frica de turgea! Asta-i frica de turgea! Asta-i frica de turgea!
Asta a fost din primul și probabil ultimul concert al trupei de rock Rage Against the Machine, care șocant nu e singura trupă de pe scena rock din Tulcea. Mai avem la Mila 23 grupul de pescari Lipovan Halen și undeva în Sfântul Gheorghe vestita formație Pelicans and Roses. E timpul să trecem la lucruri cu adevărat serioase. Cetățeni! Sub aceleași două melodii cântate de aceiași trei artiști pe care le auziți zi de zi la radioul vostru preferat, se camuflează un secret ocult bine ascuns. Totul a început când am pus întrebările inofensive, dar se pare că incomode, de ce radiourile difuzează doar hituri, de ce hiturile sunt de rahat și mai ales de ce rahatul are tot timpul culoarea lui Alex Velea. Răspunsul pe care l-am primit de la Radio Zoo a fost: pentru că asta își doresc cetățenii, să asculte cât își târăsc viețile lor anoste de la o reclamă la alta. Fie! Dar dacă toți suntem spălați pe creier, de ce nu avem dreptul să ne alegem singuri șamponul? Răspunsul e simplu. Smiley, Antonia, Alex Velea și restul sunt toți parte din Illuminati. Lucrurile devin evidente când analizăm numerologic numele caselor de discuri. De exemplu, HaHaHa Production. Avem acolo 3 grupuri de câte 2 litere. 3 ori 2 face 6. Avem același grup repetat de 3 ori. Deci rezultă logic 666 Production. Pe toate piesele, în colaborare cu alți cântăreți, Alex Velea cântă refrenul. Și cum se spune la refren în engleză? Chorus, cuvânt în care găsim numele Horus. În același timp, Antonia, iubita lui Alex Velea, are un ușor strabism, adică un ochi șui. Toate astea țipă ochiul lui Horus. Ar putea fi o coincidență. Ar putea fi. Dar voi chiar mai credeți în coincidențe? Treziți-vă, oameni buni! E timpul să anunțăm câștigătorul concursului. Premiul cel mare merge la Andrei Grozea. Iată-l! Am nemene cu lanuri și în Moldova se multe, dar știi, nu uita vinovara să fii, statul vieduse. Andrei, tată, îți mulțumim mult de tot că te-ai înscris la concurs, dar chiar nu credem că ar mai trebui să bei, că îți face rău la ochi. Așa că premiul tău se transformă într-un kilogram de varză murată și Polinca se duce la băieții ăștia de pe locul 2. Felicitări! Ariole, 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 ariole. Concursul de săptămâna asta este sponsorizat de porcporc.com. Am văzut că vă place să trolați, așa că uite ce vă propunem. Intrați pe pagina de Facebook a oricăruia dintre ăștia trei toreadori ai curului și acuzați-l că v-a lăsat sora gravidă. Folosiți hashtag ești un porc ca să vă găsim isprăvile și puteți câștiga un tricou și un accesoriu la alegere de la omul nostru de liric. Ăsta a fost episodul 7 din Nimic Nou. Eu sunt Teo, noi am avut Polincă de Maramu și da, Stankin. Bă, dar asta nu e Polincă de Maramu. Asta e... Asta-i țică de Tulcea! Asta-i țică de Tulcea! Asta-i țică de Tulcea! Asta-i țică de Tulcea! Asta-i țică de Tulcea!